Din cauza lipsei de fonduri, având ca prioritate alocarea de sume mai mari pentru dezvoltare, autoritățile locale au schimbat politica de subvenționare a prețului la gigacalorie pentru populație. În proiectul de buget pe anul 2017, RAM figurează cu o subvenție de doar 4,8 milioane de lei, în condițiile în care anul trecut suma a fost de aproape 32 de milioane de lei. În aceste condiții, prețul pentru energia termică ar putea exploda. La RAM Buzău, dacă se micșorează subvenția practic pentru om, costurile vor fi mari. Va trece de dublu sume? Nu pot să spun treaba asta, dar este foarte posibil. Nu va trece de dublu, că ar trebui de la 200 să-l facem 400. Da, pe acolo pe undeva. Pentru că se ia cu 200, se vinde cu 441. Există totuși o speranță. Autoritățile locale vor încerca să convingă decidenții din guvern să aloce sume de bani pentru regia de termoficare, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți. Între timp, primarul Toma anunță că a dispus măsuri de reducere a costurilor cu energia termică din școli și preconizează că, în 2 ani, unitățile de învățământ ar putea să renunțe la sistemul centralizat de încălzire. Am impus aproape la fiecare școală, în acel contract de management, și reducerea acestor costuri cu 25%, urmând în 2 ani de zile să încerc să tai racordarea la sistemul RAM, pentru că suntem în pericol la un moment dat, dacă ei se opresc dintr-un motiv sau altul, nu mai putem asigura căldură în școli și grădinițe crește, ceea ce ar fi o chestie foarte, foarte urâtă. În momentul de față, peste 14.000 de familii din municipiul Buzău au locuințele racordate la sistemul de centralizare, iar prețul unei gigacalorii este de 185 de lei.